Jurnaliștii de la publicația ucraineană Delo i Slovo au scris că anul trecut forțele armate ale Kievului au pierdut în luptele sângeroase din estul țării cel puțin 15 lansatoare de rachete. Separatiștii proruși au reușit să distrugă și un număr impunător de unități de tehnică blindate. Astfel au fost distruse aproximativ 80 de tancuri, ceea ce reprezintă mai mult de 10% din totalul tancurilor aflate în dotarea armatei ucrainene. Totodată au fost nimicite și aproximativ 240 de blindate. Potrivit aceleași surse, în războiul din estul Ucrainei, forțele guvernamentale au pierdut și peste 30 de autotunuri, dar și aproape 50 de unități de artilerie grea și ușoară. Pierderea au înregistrat în estul țării vecine și forțele aeriene ale Kievului, care au rămas fără 3 avioane militare de transport. Aproximativ 10 elicoptere și totodată separatiștii au reușit să dăboare 9 avioane de vânătoare și asalt. Deocamdată nu există informații oficiale care ar putea confirma datele publicate de presa de la Kiev.